Gheorghe Caterinescu nu a rămas fără înlocuitor în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Câmpina. Ca urmare a demisiei acestuia, primarul Horia Tisanu și-a numit ieri un nou reprezentant în acest organism. Numirea pe care astăzi domnul primar ne-a comunicat-o în locul domnului Caterinescu este poate și așteptată, dar oricum este o garanție a succesului relației între Consiliul de Administrație, manager și primărie. Este vorba de nominalizarea doamnei avocat Monica Clinci. Pe mine mă bucură foarte mult faptul că doamna Clinci vine în Consiliul de Administrație din mai multe motive. Managerul Spitalului Municipal Câmpina crede că această nominalizare este de bun augur. Este un jurist cu experiență și spitalul are nevoie de sprijin în acest sens oricând și oricât. De asemenea, are experiență vis-a-vis de problemele spitalului pentru că a mai activat în precedentul Consiliu de Administrație, deci este cu toate tainele spitalului deja familiarizată. Și categoric va crea și un feedback mai bun și mai rapid între spital și domnul primar Tisanu. Gheorghe Caterinescu a demisionat pe 11 aprilie din Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Câmpina din cauza unor probleme de sănătate.